Noi dovezi ar putea duce la rezolvarea uneia dintre cele mai mari mistere din istoria aviației. Vorbim despre zborul MH370, avion care a dispărut de pe radare în urmă cu 8 ani. Informațiile apărute acum indică faptul că incidentul a fost de fapt un act premeditat al pilotului aeronavei, care avea 239 de oameni la bord. O trapă de la trenul de aterizare este prima dovadă fizică ce sugerează că unul dintre piloții zborului MH370 ar fi distrus avionul. A fost găsită de un localnic din Madagascar și recuperată acum de un vânător de epave. Este avariată de la interior spre exterior, ceea ce ar putea însemna că trenul de aterizare fusese coborât înainte de momentul impactului. Iar asta s-ar fi întâmplat cu intenția ca avionul să se scufunde rapid, odată ce atinge apa. Totul în contextul în care piloții nu deschid trenul în momentul amerizării, pentru că acest lucru provoacă o distrugere totală. De altfel, premierul australian de la acea vreme spunea că oficialii malaezieni au tratat de la început dispariția aeronavei drept un complot al pilotului, care a vrut să se sinucidă. Acesta a fost descris drept un om singuratic și trist și exista suspiciunea că suferea de depresie clinică. Raportul oficial al Malaeziei spune însă că nu există dovezi că și-a sabotat propriul avion. With deep sadness and regret that I must inform you, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Avionul companiei Malaysian Airlines a decolat pe 8 martie 2014 din Kuala Lumpur, cu destinația Beijing. A făcut o manevră neașteptată când și-a schimbat cu 180 de grade ruta de zbor, după care a dispărut de pe radare. Trupurile celor 239 de oameni de la bord nu au fost descoperite niciodată, iar până acum fuseseră găsite 19 bucăți din aeronava Boeing 777. Of course, it'll be one thing to identify that these are parts from a Boeing 777, and then a second thing that they are a part from the specific aircraft that operated flight 370. Momentul a declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din istorie. A fost verificată o suprafață de peste 4 milioane și jumătate de kilometri pătrați, iar costurile au depășit 150 de milioane de dolari.